Iolanda Grădinaru și-a pierdut ochiul stâng în copilărie în urma unui accident. Apoi ghinionul a făcut ca și ochiul drept să fie afectat de o tumoare. În anul 2020 a fost operată la Spitalul de Neurochirurgie din Iași de o echipă de medici nimoși, însă tumoarea nu a putut fi extirpată în totalitate. Urmare intervenției chirurgicale a mai rămas un rest, un rest care era localizat lângă nervul optic al ochiului drept. Acum câteva săptămâni, Iolanda a revenit la Iași și a beneficiat de tratamentul revoluționar în laboratorul de radiochirurgie Gamma Knife. Scopul este să prezervăm vederea la ochiul sănătos, pentru că celălalt ochi fiind compromis, este singura ei șansă pentru a avea, pentru a mai vedea lumina. Chiar e, nu e o vorbă mare lucrul ăsta. Și atunci s-a preferat un tratament, o Gamma Knife terapie, așa zisă fracționantă, adică o doză mai mare împărțită în doze mai mici pe parcursul mai multor zile. Planul de tratament a avut rezultatele dorite. Tumoarea a fost îndepărtată, iar pacienta din Suceava se simte foarte bine. A fost foarte bine. Doctorul, de când m-a luat, a vorbit frumos, așa, ca cum că eram ca acasă. Femeia nu își poate stăpâni însă lacrimile de mulțumire și recunoștință pentru colectivul medical care a ajutat-o atât de mult. Doctorii vorbesc prin înțelesul a tuturor, chiar dacă oamenii vin din zone care de la țară, îți spune cum trebuie de făcut, prin înțeles. Îi mulțumesc din suflet că m-a operat și am ajuns acasă. Laboratorul de radiochirurgie de tip Gamma Knife nu numai că salvează vieți, dar le asigură pacienților o viață mult mai bună. A fost instalat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași de mai puțin de un an, însă în tot acest răs timp a tratat sute de bolnavi din toată Moldova. De când funcționează laboratorul, am tratat sute de bolnavi cu tot felul de patologii, unele dintre ele care nu au altă șansă de tratament. Nu există alte posibilități. Unii pacienți și-au, în afară că și-au recâștigat funcționalitatea, și-au recâștigat încrederea în ei, au o calitate a vieții bună, la o mare parte am reușit să le prelungim viața în niște condiții de calitate a vieții foarte bună, și aici vorbim de metastazele cerebrale. În fiecare zi, câte 5 pacienți beneficiază de tratamente în laboratorul de tip Gamma Knife. Pentru pacienții asigurați, acestea sunt gratuite.